Salutare! Azi gătim ciorbă de cartofi, o zeamă de vară-toamnă, răcoroasă și acrișoară. Avem nevoie de 500 grame ceafă de porc, puteți înlocui carnea de porc cu cea de pui, un morcov, un păstârnac, câteva fire de apio, bărbații sunt mofturoși când vine vorba de țelină. Apio are un gust discret și o aromă diferită de rădăcina de țelină. 500 grame cartofi, o ceapă mare, 500 grame roșii curățate de coajă și de semințe, 50 grame pastă de tomate în care adăugăm o linguriță cu zahăr, piper negru proaspăt măcinat, sare, boia, frunzele de la câteva fire de leuștean proaspăt, tarhon, frunze de pătrunjel proaspăt, un gălbenuș de ou, 100 ml smântână, o linguriță oțet sau zeamă de lămâie și ardei iute pentru servit. Într-o cratiță mare turnăm 3 litri de apă rece. Adăugăm carnea tăiată cu bulețe. Punem sarea, piperul și boiaua și lăsăm să fiarbă. Când carnea este aproape fiertă, adăugăm zarzavaturile și legumele, păstârnacul, morcovul, ceapa, apio, cartofii, roșiile și tarhonul uscat. Mai adăugăm sare în timpul fierberii dacă este nevoie. Amestecăm pasta de tomate cu zahărul. După ce legumele sunt fierte, adăugăm pasta de tomate, frunzele de leuștean, frunzele de pătrunjel și mai lăsăm să fiarbă 5 minute. Apoi se ia cratița de pe foc. Separat se amestecă smântâna cu gălbenușul de ou și cu oțetul. Peste smântână adăugăm treptat două polonice cu ciorbă, omogenizăm și apoi turnăm tot amestecul peste ciorba fierbinte. Mulțumesc că m-ați urmărit!